Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Salutare, bine ați revenit la Out of the Box, interviul care ne pune tuturor la încercare ideile, uneori ne mai enervează, alteori ne mai supără. Important este să ieșim cu gândirea un pic zruncinată din acest interviu și să facem un exercițiu de a ne pune și în pielea celorlalți. De ce idei pe care le credem foarte bune nu funcționează și de ce idei pe care le respingem sau ale altora s-ar putea să fie dintre cele bune. Asta e ceea ce fac eu aici cu Loran Balint. Salutare! Salut, Cădăi! Reiau prezentarea lor Balint, om de marketing, 22 de ani de experiență, autor a sute de editoriale în reviste de afaceri sau de sport, profesor de marketing în mai multe universități din România, om care s-a școlit pe tot parcursul, sau mai multe, școli de pe globul acesta și care și-a și petrecut o parte din viață pe glob, cunoscând oameni prin intermediul meseriei sale. V-am spus că la începutul acestei ediții sau acestei serii vom face câteva lucruri, vom face câteva interviuri despre educație și v-am promis pentru astăzi o viziune nouă asupra scutirii de la sport. Uh -huh. Mult hulita scutire de la sport. Domnule, copiii nu fac sport. Ce nenorocire, sunt și stau la calculator, vor să fugă. Ăsta e mitul. Cum? Tu cum ce știai despre scutiri înainte de studiul pe care o să-l prezentăm imediat? Ce știam din totdeauna este că copilor le place mișcarea, copilor le place să fie activi în, în momentul în care au condiții potrivite, ceea ce nu se rezumă numai la logistică, existența unor terenuri, existența unor facilități, ci și la un mediu propice, la uh, un ansamblu de lucruri practic. Nu este deloc surprinzător pentru mine faptul că copiii diferă. Și că motivațiile din spatele acestor scutiri la educație fizică sunt multiple. Asta vom arăta astăzi: uh -huh. că, de fapt, scutirea de la sport, cerută de copil sau de familie în unele cazuri, nu este neapărat lene și nu este doar stat la calculator. Ce este important de Punctat este procentul foarte mare de copii care au scutire la sport. Deci vorbim de 30-40% din copiii care uh, au scutiri la sport. Uh, este un fenomen care trebuie tratat cu seriozitate și că o realitate care trebuie schimbată. Și pentru asta trebuie să înțelegem un pic ce și cum se întâmplă cu copiii noștri. Bun. Hai să vedem. Studiul este făcut de voi pentru da. uh, CSR sau pentru activitate cu CSR? Da. Este vorba de un uh, proiect uh, Sportul se joacă, făcut cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Institutul Aspă în România și BCR. În momentul în care un copil este scutit la sport, care sunt, de fapt, motivațiile sau motivele principale din spatele acestei scutiri? Fiți atenți un pic aici, mm -hmm. pentru că eu, în momentul în care le-am văzut, Uh, am rămas, sincer spun, cu gura căscată. Nu m-am gândit de niciodată. Deci nu există un singur răspuns. Asta am stabilit-o din da. start. Uh, le luăm pe rând. Socializare. O oră de bârfe cu prietenii mei. Stăm pe bancă, povestim... Adică uh, ne convine mai mult să nu ne ducem la sport? Normal. Pentru că vrem Avem să... o oră de socializare în okay. mica noastră gașcă, grupuleți, 2, 3, 4, mai vorbim, mai facem, mai glumim, mai râdem. Dumnezeule, de deci ce am renunțat la o oră de bârfe? <laughs> <laughs> pentru ce? Și atunci de este un, uh, uh, una dintre motivațiile din spate, pentru că am vorbit despre grup, este presiunea grupului. Dacă cei mai cool din clasă scoți scutire, dintr-o dată devine cool să scoți scutire, uh, și adică ești fraierul dacă nu scoți scutire. Și atunci uh -huh. este influența pe care o exercită lider liderii grupului. Și atunci, chiar dacă aș vrea să fac educație fizică, chiar dacă mă tentează, chiar dacă invidiez pe cei de pe trembă, e presiunea din jur și faptul că se tolerează ca liderii clasei să stea pe bancă la o vorbă mă, fac, mă face și pe mine să vreau scutire. Astea sunt niște lucruri, o să Propun să discutăm un pic în jurul lor și să nu mergem punctual prin toată lista. Sunt niște lucruri care pot fi adresate destul de ușor, dacă le înțelegem și ne le asumăm. De exemplu, dacă. Adică să aduce înapoi în sala de sport. Se aduce înapoi în sala de sport. Nu este nimic complicat aici. Pentru că este suficient să le impunem ca toți copiii să vină să se echipeze în echipamentul de sport și să fie activ la ora de sport. Nu Chiar, trebuie, dacă au ora de Chiar dacă au scutire. Pot să fie asistenții profesorului de educație fizică și sport. Deci, în loc să stai pe bancă și să schimbi o vorbă, vei fi cel care se va duce, va culege mingile, va pune plasele, va mișca aparatele și, dintr-o dată, va fi cel mai ancul rol pe care poți să-l ai. Și îți vei dori, toată lumea se distrează, toată lumea e pe amuzament și tu în loc să stai la bârfă pe bancă la o discuție, ești cel care care punga să sacul așa sacu cu mingi. Este o soluție simplă care poate fi implementată fără niciun cost, fără construirea de săl de sport, fără uh, nicio investiție majoră. Dar este o asumare și o înțelegere. Și este o soluție care nu rezolvă toate problemele Scutirilor la sport, pentru că apar și alte lucruri. Este vorba de, de exemplu, plictiseală. Copiii plictiseală. se, plictisesc se plictisesc la sport? da. Nu face nimic interesant, merge mereu aceleași lucruri. Este aceeași, oră, se întâmplă aceleași lucruri. În alergăm, facem, dăm tot. Iată, trebuie să înțelegem un pic. Copiii din ziua de astăzi sunt crescuți în cultul diversității. Este, au acces la ceea ce nicio generație n-a avut până acum. Ceea ce este astăzi interesant, ce, ce filmele pe care le urmăresc, formații de muzicare, ceea ce este astăzi relevant, mâine deja nu mai este. Deja a trecut. La sfârșitul unei săptămâni ei au acces la sute de... Uh, distracție, și tot. Atunci, dacă tu vii și faci același lucru, îi vei pierde. atunci este nevoie de diversitate, este nevoie de uh, ca orele să fie mult mai atractive, să se întâmple mult mai multe lucruri, să fie diferite, să fie o paletă mult mai largă de exerciții, să fie surprize, să-i surprinzi, să fie, a, u, uh, ha, ce tare, am făcut și chestia asta. Să ajungă ei peste două, trei luni, dar nu mai facem noi odată ceea ce am făcut acum trei luni, că mi-aș dori. Dar să nu fie repetit doar pentru simplu fapt că ai văzut că le-a plăcut, a doua zi face același lucru, a treia zi face același lucru. De ce? Pentru că am văzut că le-a plăcut. Loran Balin, stai că mergem mai departe, da. pregătiți-vă pentru alte motive care sunt și mai interesante decât astea pe care, hai să zicem, că puteam să le bănui. Uh, uite, luăm uh, rușinea. Nu vreau să mă dezbrac în fața colegilor. Nu m-am deci gândit este... niciodată la asta, deși e un sentiment pe care da. fiecare dintre noi îl cunoaște. Inclusiv la băieții. Deci inclusiv la băieți. Am stat de vorbă cu băieți, am stat de vorbă și cu adulți care ne-au povestit că în copilărie aveau trauma asta și și-au scos cutire pentru că le era rușine să se schimbe să fie închiloți în fața colegilor sau așa. Deci e vorba de rușinea de a mă dezbăca în fața colegilor. Mai apare o rușine. Știu că nu am talent la sport, că arăt aiurea încercând să fac ceea ce mi se cere. Plus că îi mai încurc și pe ceilalți. Adică sunt, mă implic, vreau să mă implic, vreau să iau parte, dar îi încurc pe ceilalți, la jocul de handbal, de basket, de fotbal, mă bombăne colegii, mă fac. Nu alerg prea frumos, profesorul face mișto de mine. Și atunci, mi-e rușine. Știu că nu sunt bun. Și atunci prefer să-mi scot scutire. Deși dacă s-ar lucra un pic individual dacă s-ar repara niște lucruri și dacă uh, ar exista și o componentă psihologică din, uh, în, în ora de educație fizică și sport, atunci cred că s-ar putea rezolva uh, mare parte din cazurile acestea. Uh, și am spus că nu sunt bun la sport și că încurc pe ceilalți, apare bullying ul Bullying în care colegii îmi tot zic că sunt praf, că arăt penibil, că sunt sărac și nu am haine de sportari, că ei vin cu Jordan. Uh, Under Armour, ultima generație. Deci poți să-ți tot... scoți scutire la sport pentru că nu ai hainele potrivite? Da, da. sunt uh, nu puține situațiile în care, uh, deși ar avea echipament de sport, dar nu este la. nu se apropie de nivelul uh, celorlalți, și atunci preferă să-și scoate scutire și să uh, nu fie uh, parte. Uh, mai e ceva pe listă? Logistică, trebuie să car multe lucruri la școală. Ghiozdanul, în ziua de astăzi, este foarte, foarte greu. Este șocant când te duci la un copil mm -hmm. și ghiozdanul. Dacă îi mai adaugi și echipamentul de sport, uh, atunci, dintr-o dată, echipamentul mai lipsește. Prefer să scot uh, scutire și sunt eu activ, mă duc după program. Uh, și lasă-mă stă... să ghicesc transpirație Transpirația. Ceea ce, mai ales la fete, dar și la băieți. Este vorba de bigenă, transpirație, transpir, mă mai murdăresc și apoi stau câteva ore, așa. Adică am ora a doua educație fizică și sport, am transpirat, m-am și după aceea trei ore stau în bancă, nu mă simt bine, nu mă simt bine în pielea mea, nu sunt confortabil. Deci scutirea nu este doar o chestiune legată de plene sau de telefon nu. sau de incapacitatea nu. unei generații. Nu Dar este, problemele... mai, sunt, mai este o categorie care pe mine mă întristează întotdeauna, este vorba de frica. Mă bate mama dacă mă julesc sau tata dacă îmi rup pantofii, pantalonii sau ceva și atunci... Ai primit așa să răspuns nu, da, 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 în cercetare? Da, da, da. Deci este frica uh, și atunci uh, mai bine mă descurc altfel, mai bine zic că mă doare ceva, mai bine uh, insist să renunț total la această uh, activitate. Și mai avem uh, media generală. Cicu, media, media, generală sunt copii preocupați de școală, educație, note și așa, și care simt că nu sunt foarte buni la educație fizică și sport. Și atunci, ca să nu ia nouă, doamne, cum să iau nouă la educație fizică, așa, mai bine să cu tine. Doamne, cum să iau opt? Și atunci prefer, și am văzut că a fost, sunt dezbateri destul de serioase în ultima vreme, în a elimina notele de la, inclusiv de la educația fizică și sport. Eu cred că este o soluție foarte bună, care rezolvă pentru un mic segment de copii problema, bariera din calea orei de educație fizică. Ca o concluzie, căci mai avem un minut, tot ce ai prezentat aici nu poate avea o soluție unitară. Absolut. Deci nu este, de multe ori în societatea românească se caută această soluție panaceu, ceva care să funcționeze tot și când cineva vine cu o soluție, ceilalți îi găsesc toate motivele de ce nu merg, de ce nu merge acea soluție. Absolut, nu funcționează un singur lucru pe care îl faci. Dacă nu mai dai note la educație fizică și sport, tot o să ai copiii care nu fac pentru că transpiră, tot o să ai copiii care le -a rușine, tot o să ai copiii care vor să stea la o bârfă, deci o soluție nu rezolvă toate. Dar cred că e timpul să aplicăm Câte e o soluție. Și să culegem roadele. Și de apoi, când trec pachetul, ne va surprinde pozitiv. Și nu vorbim numai de investiții majore, nu vorbim numai de vestiare și de săl și de infrastructură. Sunt uh, o serie de motive și de pariere care pot fi rezolvate în condițiile pe care le avem noi astăzi. Loran Balint este expert în marketing la Out of the Box. Săptămâna viitoare o să luăm situații din realitate care pot fi folosite în educație. Dar nu o facem, uneori de teamă, alteori de jenă. Vă povestim mai mult peste o săptămână. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.